Da, putem începe. Să o las aici. Da. Putem începe? Da. Da, bună ziua tuturor, dragi cetățeni, astăzi suntem alături de Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătari, pentru a prezenta câteva concluzii la rece, la cald mai degrabă, privind înregistrarea cetățenilor în sistemul compensații.gov.md, datele statistice preliminare, cât și să oferim răspunsul la mai multe întrebări pe care le-am colectat din partea cetățenilor care ne-au scris atât pe Facebook cât și pe pagina electronică oficială a Ministerului, support@compensatii.gov.md. Vreau doar pentru început să reamintesc că sunt bugetați pentru acest program de compensații 5 miliarde de lei, deci mai mult decât de două ori suma care a fost bugetată anul trecut. Totodată avem aproape 700.000 de familii care s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații. Perioada de înregistrare este activă până în luna martie, deci cei care nu au reușit să înregistreze până pe data de 25 noiembrie pot continua să o facă, atât doar că compensațiile pentru ei vor fi acordate începând cu următoarea lună celei în care s-au înregistrat, iar pentru luna noiembrie vor beneficia de compensații medii din oficiu. O să-l rog pe domnul ministru să ne ofere mai multe detalii privind statistica astăzi, cât și să prezinte cum vom trata anumite situații care au fost depistate ca urmare a analizei preliminare a datelor privind cei înregistrați și a adresărilor din partea cetățenilor. Domnul ministru, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc, domnul Tercion. Într-adevăr, pe platforma ajutor la contor compensații.gov.md s-au înregistrat 695.039 de familii în perioada pentru a avea atribuită categoria pentru luna noiembrie, adică până pe 24 noiembrie. Pentru aceste familii au fost procesate deja cererile și ele au fost notificate în cabinetul personal. În cadrul acestor familii sunt 1,5 milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă aproape 58% din populația țării care s-a înregistrat pentru compensații. Dintre toate cererile, 79,8%, adică 554.889 de cereri la procesare, au primit categoria maximă de vulnerabilitate energetică foarte ridicată. 79.229 de cereri au primit categoria de vulnerabilitate energetică ridicată, ceea ce reprezintă 11,4% din total. 34.267 de cereri au primit categoria de vulnerabilitate energetică medie, 4,9% din total. 18.867 de cereri, respectiv 2,7%, au primit categoria de vulnerabilitate scăzută și 7.787 de cereri au primit categoria de non-vulnerabilitate, adică 1,1%. În același timp, pe adresa de suport de la minister, support@compensatii.gov.md, de ieri până astăzi au parvenit în jur de 2500 de adresări cu diverse solicitări și sunt mai multe aspecte care s-au clarificat acum în procesul analizei rezultatelor și despre asta va vorbi și domnul Perciun, voi vorbi și eu. În baza analizei care se face acum foarte operativ, este posibil să existe anumite ajustări pentru a corecta situațiile unor categorii de solicitanți care din cauza unor erori proprii, și asta este posibil, au fost solicitanți care au greșit la completare sau din cauza unor date primite de la furnizorii de energie sau de la asociațiile de proprietari care nu reflectă pe deplin consumul lor real în timpul iernii de energie, să fi primit o categorie defavorabilă. Pentru aceste grupuri analizăm acum soluțiile.
domnul Cărciun, dacă puteți să... Da, aș notat continua ceea ce a menționat domnul ministru. Deci, cred că avem în jur de 1500 de persoane care au declarat completând cererea că nu vor să beneficieze de compensații. Acum, dintre ei, o anumită parte scriu la minister sau sună și spun că au greșit atunci când au completat cererea, nu au fost atenți și a fost o eroare faptul că nu au solicitat compensații. Ceea ce este posibil, pentru că noi, verificându-le veniturile, într-adevăr constatăm că sunt persoane cu venituri mici, respectiv, soluția aici este să le redeschidem cererea, ei să-și modifice datele indicate acolo, să selecteze opțiunea corectă și pentru luna decembrie să aibă un alt grad de vulnerabilitate. Dacă fac asta pe parcursul zilei de astăzi, s-ar putea să reușim să le recalculăm gradele și pentru noiembrie, dacă vor constata sau vor scrie ulterior la suport, vom face pentru luna decembrie cu posibilitatea recalculării compensației retroactive inclusiv pentru luna noiembrie. Deci avem o categorie de cetățeni care din anumite motive n-au ales opțiunea corectă și n-au solicitat compensații când au completat cererea. O problemă similară pe care am remarcat-o este pentru copii mici. Unele familii nu au indicat copiii abia născuți și în calculul costului vieții, cheltuielile aferente copiilor mici nu au fost indicate. La completarea datelor pentru copiii mici nu trebuie să introduci neapărat IDNP-ul. Deci au fost familii care au semnalat acest lucru. De aceea noi vom redeschide cererile pentru cei care au copii nou născuți, pentru ca să introducă conform certificatului de naștere identificarea persoanei sau copilului, da? Pentru ca el să fie în calculul vulnerabilității. A doilea aspect la care se referă domnul ministru și aș vrea să întrebăm un pic mai multe detalii ține de subiectul legat de consumul istoric. Deci modul în care funcționează sistemul este următorul. Unul dintre parametrii importanți luați în calcul este consumul pentru acea locuință pe iarna precedentă, pe cele 5 luni a perioadei rece anului din anul trecut. Acum sunt situații când o persoană s-a mutat în acel apartament recent. Respectiv, apartamentul nu are un consum istoric de energie. Noi am știut despre această problemă și anterior, respectiv decizia a fost că pentru toți cei care aveau zero consum istoric, li s-a oferit din oficiu un consum în cazul gazelor de 125 de metri cubi de gaz, 75 de gigacalorii și 125 de kW. Cu alte cuvinte, pentru categoria care nu a locuit deloc într-un apartament și nu a existat niciun fel de consum, problema asta... Sau pentru apartamentele noi. Sau pentru apartamentele noi. Problema era rezolvată. Însă am constatat acum în procesul de procesare și de analiză a adresărilor cetățenilor, sunt situații când cineva a locuit, de exemplu, în apartamentul acela doar o jumătate de lună sau locuia la Chișinău, dar în weekenduri mergea la o vilă, la țară, iar anul acesta a decis să locuiască acolo permanent. Respectiv, anul trecut consuma gaze doar 2 zile pe săptămână, anul ăsta o să consumi 7 zile pe săptămână. Și atunci consumul istoric nu prea reflectă necesitățile reale. Da? Este vorba de situații în care consumul istoric este vizibil anormal de mic. Da. Avem situații în care consumul istoric este de sub 700 de lei, de exemplu, cât este ajutorul pentru perioada rece anului. Și atunci, dacă consumul istoric este foarte mic și raportat la venit, care tot poate fi foarte mic, poate arăta în mod cumva pieronat un grad de vulnerabilitate redusă. Asupra acestei probleme noi acum lucrăm și elaborăm o soluție care să fie aplicată tuturor. O să încercăm iarăși să o aplicăm zilele astea. Dacă nu o să ne reușească, o să aplicăm deja începând cu luna decembrie, cu eventualitatea aplicării inclusiv retroactive. Dar mai sunt discuții și decizii pe care trebuie să le luăm. Cumva am luat act de acest subiect și căutăm cele mai bune soluții în așa fel încât să nu penalizăm pe cei care și-au schimbat modalitatea de trai și consum
anul acesta față de anul precedent și să luăm acest aspect în calcul. De asemenea, este important să menționăm că în zilele următoare, în cabinetele personale de pe platformă, de pe ajutor la contor, compensații.gov.md, va apărea descifrarea calculului și persoanele vor putea vedea cum s-a ajuns la procentajul care i-a atribuit într-o anumită categorie de vulnerabilitate. Și atunci dacă gospodăria va vedea în acel calcul un cost al energiei estimat, care este încă o dată bazat pe un consum istoric, care este anormal de mic, da? Când gospodăria are, de exemplu, un cost de peste 1000 sau 2000 de lei, iar în calcul va vedea poate o sumă mai mică, este probabil și datorită faptului cum i-au fost facturate în lunar consumurile din perioada anterioară a anului. Deci toți vor putea să înțeleagă cum s-a ajuns, care este calculul și cum s-a ajuns la categorie. Cred că asta se rezolvă în câteva zile și în cazul în care nu va fi, așa cum spune și domnul Percion, nu va fi soluția imediată, soluția care se va aplica în decembrie pentru aceste persoane va permite să alocăm, să oferim și compensații și pentru noiembrie. Da, deci vreau să zic, noi am văzut acum situații când pe parcursul lunilor noiembrie, martie, omul a avut un consum zero oferit, datele oferite de către furnizor, iar în luna aprilie a venit consumul cumulativ și are 1000 de metri cubi, de exemplu. Exact. Da? Deci a existat un decalaj, fie furnizorul a citit mai târziu datele. Uh-huh. Pentru asemenea situații care, în primul rând, trebuie să spunem că nu sunt reprezentative. Deci, cred că mai puțin de 5% din toți cei care s-au înregistrat sunt în situații de genul ăsta, care sunt destul de particulare și care acum necesită niște reguli și algoritmi adiționali față de ceea ce a fost prevăzut din start pentru a le putea gestiona și având de-abia acum aceste date și situații, putem mai bine anticipa și rezolva problemele. Era dificil să le anticipăm anterior și ne ajută însuși finalizarea procesului de înregistrare pentru că putem să depistăm tot felul de situații atipice, specifice unui grup destul de restrâns de cetățeni, dar care, bineînțeles, tot trebuie ajutați și susținuți și situațiile lor luate în calcul. Mai sunt două mesaje importante care am vrut să le transmitem astăzi încă o dată. Să explicăm de ce am decis să alocăm categoria medie în luna noiembrie pentru cei care nu se înregistrează. Este vorba de capacitatea de procesare, nu atât a sistemului, cât a rețelei de asistenți sociali și bibliotecari, care au ajutat 40% din gospodării să se înregistreze. Respectiv, în prima lună, anticipând cerere foarte mare de înregistrare, scopul primordial era să se înregistreze cei mai vulnerabili, care să beneficieze de compensațiile cele mai ridicate, iar cei care intuitiv simt că sunt în categoria medie, mulți dintre ei știm că nu s-au înregistrat, ați văzut, în jur de 40% din populație nu s-a înregistrat pe platformă, dar există și persoane din categoriile vulnerabile care nu au reușit să se înregistreze, sau pentru că n-a ajuns informația la ei, sau pentru că nu au calculator, nu au rude, n-au mers niciodată în viață la asistent social, nu știu, și așa mai departe. Deci pentru a nu penaliza aceste persoane și a le permite încă o lună să se înregistreze, a fost luat decizia pentru o singură lună să se acorde categoria de vulnerabilitate medie, dar atenție, începând cu factura pentru decembrie, începând cu luna următoare, cei care nu se vor înregistra nici în luna decembrie vor avea deja categoria de vulnerabilitate scăzută și nu este exclus ca ulterior să nu mai fie oferite compensații celor care nu se înregistrează deloc pe platformă, considerând că marea majoritate a populației se vor fi înregistrate. Un alt aspect foarte important care trebuie abordat ține de subiectul verificării veniturilor declarate de către cetățeni. Deci, în general, noi vedem și pe rețele și din mesajele care vin, cumva, două mesaje de bază. Sunt cetățeni care sunt nemulțumiți de categoria în care se regăsesc ei și asta se poate întâmpla din diverse motive. Și sunt o categorie de cetățeni care sunt nemulțumiți de categoriile în care se regăsesc alte persoane. Pentru că au senzația că acele persoane nu neapărat au fost foarte corecte și oneste în declararea informațiilor pe platformă. Deci, în primul rând, vrem să vă asigurăm că sistemul funcționează în așa fel încât verifică veniturile persoanelor incluse în cerere
cu bazele de date ale statului. Și când are de ales între venitul declarat a persoanei și venitul cunoscut de către stat, alege venitul mai mare. Deci dacă statul cunoaște că o familie din cele din baza DNP-urilor declarate are venituri de 10.000 de lei, dar familia declarată care are venituri 25.000 de lei, o să ia în calcul 25.000 de lei. Și invers, dacă familia declarată care are venituri totale de 10.000 de lei, dar informațiile din registrele statului arată care are venituri de 25.000 de lei, o să ia în calcul venitul de 25.000 de lei. Deci această verificare are loc. Așa că, cel puțin, partea de venituri se verifică minuțios și într-o manieră automatizată. În același timp, trebuie să recunoaștem că sunt anumite cereri, aspecte, care trezesc suspiciuni și noi urmează să le analizăm în următoarele 2-3 săptămâni și să venim cu anumite ajustări adiționale. Bună oară, sunt cetățeni care au declarat că au venituri zero, statul cunoaște despre ei că au venituri zero, dar au un consum de 10.000 de lei pe lună prognozat. Sunt asemenea situații. Respectiv, la această etapă, pentru luna noiembrie, o să fie încadrați în categoria în care o să fie încadrați, dar s-ar putea ca pentru luna decembrie, noi analizând tot masivul ăsta de date, să decidem un pic diferit. Da? În egală măsură, vedem situații când, de exemplu, cineva a declarat că locuiește doar o singură persoană în apartament, apartamentul consumă, nu știu, 250 de metri cubi de gaz și venitul declarat și cunoscut de către stat acelei persoane este de 3.000 de lei. Și apare întrebarea rezonabilă, dar cu 3.000 de lei, de unde există posibilitatea de a acoperi facturi de 8.000 de lei? Și atunci, probabil, a fost uitată o persoană care nu este în acel apartament. Dar lucrurile astea noi putem să le vedem din cifre. Pur și simplu, trebuia mai întâi să colectăm cifrele, Correct. Să vedem ce au declarat cetățenii, și mai departe să construim modele care să ne permită să reducem lipsa de deschidere din partea cetățenilor în declararea datelor. Da? Deci, acum având masivul ăsta enorm de date, noi putem să încercăm să determinăm anumite aspecte și să le corectăm pentru luna decembrie, pentru că ne preocupă și pe noi, ca și pe toți, bună parte din cetățeni, ca sistemul să fie unul echitabil. Da? Lumea să fie încadrată în categoria care este conform regulamentului și să evităm situațiile când cineva a uitat să declare anumite aspecte privind anumite familia. Venituri, anumite venituri, exact, anumite surse de, de venituri. De asemenea, este important și aici domnul Perciun a menționat, este important să creăm criterii de risc care să fie integrate în sistem și să permită să identifice astfel de cazuri în mod automat. Nu este vorba de a vizita pe fiecare acasă și de a verifica care este situația. Este posibil într-un sistem informațional, după o analiză, să introduce anumite filtre pentru a vedea dacă o gospodărie este într-un risc de a atrișa sistemul sau nu. Și dacă este în risc de a atrișa sistemul, această gospodărie poate fi declasată în atribuirea categoriei de vulnerabilitate energetică. Un lucru similar este aplicat, dar că nu pentru a declasa, ci pentru a favoriza anumite categorii, este utilizat astăzi în sistem pentru a stabili familiile care se încălzesc cu electricitate. Avem în jur de 11.000 de astfel de familii, din total de 695.000 de familii, care respectă niște criterii care indirect comunică sistemului că, într-adevăr, probabilitatea că această familie să se încălzească cu electricitate este foarte mare. Este vorba de un consum mare de electricitate, mai mult de 250 de kWh pe lună, de un consum mic de gaze naturale, sub 80 de metri cubi, și gospodării care nu sunt conectate la încălzirea centralizată. Deci dacă ele trec aceste filtre, ele se califică la un plafon majorat pentru compensații la electricitate, adică un plafon de 1000 de kWh. A fost o decizie pe care am luat-o săptămâna trecută, la fel în urma analizei datelor preliminare. Conform unor filtre similare, se pot stabili anumite reguli prin care noi să identificăm persoanele singure care consumă exagerat de mult, dar care se declară singure, noi nu știm dacă ele sunt cu adevărat singure, dar care se declară, de exemplu, singure, sau persoane cu venit foarte mic, dar cu consum foarte mare.
Și astfel de situații pot fi filtrate în sistem și aceste familii cred că vor primi o altă categorie. Și ultimul aspect, cred că ultimele două aspecte care cred că vreau să le menționăm, în primul rând trebuie să înțelegem că sistemul a fost elaborat în decurs de 2 luni jumătate. S-a făcut un lucru foarte mare pentru că noi să avem un sistem informațional care se poate procesa asemenea date în general și este o premieră pentru sistemele din Republica Moldova pentru că el utilizează date din practic toate registrele guvernamentale. Volumul procesat este enorm. În al doilea rând, în spatele acestui sistem stă și o echipă de suport. Deci există un call centru care procesează și oferă informații elementare cu problemele mai complexe. Sunt niște oameni angajați la minister și cu suportul UNDP-ului care ne ajută să gestionăm probleme mai complicate. Pentru că vă dați seama că dacă ai câte 2000 de e-mail-uri pe zi, durează un pic până răspunzi la toate și este nevoie de niște oameni acolo. Deci ministerul a fost într-o situație în care foarte rapid să-și crească capacitățile administrative pe o sarcină administrativă foarte mare și care nu a existat anterior în istoria acestui minister și de asta anumite lucruri se modifică. În al doilea rând, acest sistem informațional este în evoluție. El este lansat primul an, deja după analiza care v-am prezentat-o azi, o să mai facem anumite schimbări. S-ar putea anul viitor, de exemplu, să verificăm și cine are viză de reședință într-un anumit apartament sau nu. S-ar putea să verificăm dacă cineva este plecat din țară sau nu, dacă ne integrăm cu baza de date de la Poliția de Frontieră. Deci o să mai apară diverse mecanisme adiționale pentru a îngusta, limita posibilitățile de a ocoli regulile standard de aplicare a gradilor de vulnerabilitate. Și cred că este important să menționăm pentru cetățeni, domnul ministru, pentru că vin deja facturile pe electricitate. Noi avem două situații diferite. Deci, furnizorii de gaze și energie termică facturează la luna calendaristică de consum. Exact. Și la niște dăți stabilite de regulă. Da. La începutul lunii următoare. Cei care facturează pe electricitate au un proces continuu. Deci, în fiecare zi emit facturi. Și asta înseamnă că s-au emis facturi inclusiv înainte ca noi să atribuim gradele de vulnerabilitate pentru luna noiembrie și așa mai departe. Cetățenii trebuie să fie liniștiți pentru că oricum compensațiile pentru zilele din luna noiembrie vor fi acordate, doar că în următoarea factură. Deci se mută compensațiile din luna noiembrie în factura din luna decembrie și se sumează celor care trebuie acordate pe luna decembrie. Sunt două procese diferite de facturare și nu aveam altfel cum să gestionăm această situație decât astfel, pur și simplu cetățenii trebuie să știe că banii sunt, ei sunt alocați, ei o să vină conform regulilor anunțate. Doar că în următoarea factură, pentru că aia au fost emise înainte, în general, să fie stabilite gradile pentru luna noiembrie. Da. Acestea am avut a vă comunica. Încă o dată, noi știm că există 26.000, cam așa, 26.000 de familii care au primit gradele de vulnerabilitate scăzută și non-vulnerabil. O parte dintre aceste familii au venituri mici și din anumite motive, sau pentru că au bifat din greșeală, așa cum am spus la început, că nu solicită compensații, sau pentru că consumul lor istoric este anormal de mic, din motive care nu depind de noi, care depind de furnizori și de felul în care au fost facturate consumele, aceste familii sunt în vizorul nostru, noi lucrăm asupra acestor cazuri și vom răspunde la toate solicitările, mai mult decât atât, intenționăm să avem o regulă generală care să rezolve cât mai multe dintre aceste situații în mod automat. Mulțumim. Dacă aveți întrebări, vă rugăm. Spuneți-ne, portalul politic, spuneți-ne, cetățenii au așteptat în aceste zile mesajul care trebuie să vină prin rețelele sau telecomunicații. Au venit aceste mesaje sau nu? Nu au venit pentru că noi încă suntem în proces de corectare a celor aspecte care le-a menționat domnul ministru și pentru ca să nu generăm confuzie și să alocăm să vină un SMS cu un grad și după aia să schimbăm noi anumite reguli și să vină un SMS cu alt grad, ele încă nu au fost transmise, ele se transmit automatizat din sistem. Deci, și durează vreo 2 zile, apropo, pentru că e vorba de 1 milion de SMS-uri. Deci acel 1 milion de SMS-uri o să vină în decurs de 2 zile, din momentul în care o să încheiem noi definitiv procesul de
calcul pentru noiembrie, pentru că vrem totuși să corectăm acum maxim cât putem corecta, ca să nu amânăm pentru decembrie. Dar ce e important de menționat, că furnizorii de gaze naturale și energie termică centralizată vor emite facturile în jur de data de 5. Până pe data de 5, noi mai avem încă câteva zile la dispoziție, dacă reușim să intervenim prin niște reguli care să fie aprobate în sistem, sau să îmbunătățim anumite lucruri, să reactivăm anumite cereri pentru ca să fie modificările făcute și așa mai departe. Vrem să reușim până la acest termen, de aceea am decis ca pentru prima lună, dat fiind acest masiv mare de cereri procesate, să nu trimitem încă SMS-urile, deși totuși informația este deja disponibilă în sistem, adică oricine se poate loga în sistem și verifica ce categorie a fost atribuită. Și șanse sunt 99% că asta va fi categoria care va rămâne. Da? Noi vorbim aici de o mică minoritate, dar și de această mică minoritate trebuie să ținem cont. Iar în cazul electricității, pentru că e situația care v-am discutat anterior, noi deja am transmis datele către furnizori cu categoriile, pentru că pentru ei este principal cât mai rapid să aibă datele, pentru că ei fac facturi în fiecare zi, emit facturi în fiecare zi. Ați vorbit despre faptul că existau 11.000 de familii care locuiesc, se încălzesc cu electricitate. Sunt în Moldova, eu cred că poate mai mulți cetățeni, pensionari special, care au un consum de electricitate, se încălzesc doar cu electricitate, dar au și un consum destul de mic de gaz la Aragaz. Deci, undeva ați menționat că le oferiți 1.000 de kilowatts, da? Compensație la electricitate până la plafonul de 1.000 de kilowatts, în funcție de cât consumă. Deci, casele acestea care în Chișinău sunt, avem foarte multe blocuri locative care se încălzesc cu electricitate. Ei au un tarif probabil mai preferențial la lumină. Ce se întâmplă cu consumul lor? Pentru că ei au un consum mai mare, la atunci tot e cu electricitate în casă. Păi, în mod normal, și ei se califică pentru un plafon majorat dacă s-au înregistrat în sistem, dacă sunt în primele două categorii de vulnerabilitate, pentru că compensația la energie electrică se oferă pentru primele două categorii de vulnerabilitate la tarifele actuale și dacă corespund celorlalte criterii, cum am mai spus, dacă au un consum mic de gaze naturale istoric și dacă nu au încălzire centralizată. Deci tariful, s-a mai bine, plafonul acesta majorat, de fapt, este făcut anume pentru ei. Da. Ori la țară, la 1000 de kilowatts, puțină lume ajunge, chiar dacă folosește doar caloriferul pentru a se încălzi. La țară, ori e lemn, ori au gaz și se încălzesc cu gaz. Puțin sunt cei care folosesc în volume atât de mari și cred că din acești 11.000, majoritatea sunt anume din Chișinău, din aceste blocuri. În paralel, ceea ce mai facem, pentru că sunt foarte multe situații din astea diferite. Colaborăm cu cei care intermediază facturarea. Și majoritatea acestor blocuri se intermediază prin cineva, Infobon, Infocom, așa, ca să identificăm nominal aceste adrese și să putem să îi avem în vizor și să fim corecți în raport cu ei, pentru că și aici trebuie să avem aceeași abordare pentru cei care se încălzesc pe gaz, ca și cei pentru care se încălzesc pe electricitate. Da. Încă o întrebare, au apărut informații, domnul Ferciun, ieri și astăzi în spațiu public, legat de acest cost al poliției de asigurare. Să spunem așa, un cost destul de brusc, de la 4.000 la 12.000. Puteți să-mi spuneți ce se va întâmpla începând cu anul viitor cu cei care nu vor procura polița și cine va procura polița la așa un preț? Da. În primul rând am senzația că directorul CNAM a făcut azi o conferință de presă și a oferit niște explicații. Vă zic care este abordarea. Deci, toți cei care vor procura polița până în luna martie vor continua să plătească aceeași sumă care au achitat-o în acest an, fără niciun fel de majorări sau schimbări. Persoanele care lucrează în agricultură în continuare o să achite în jur de 1200 de lei pentru poliță. Doar că trebuie să facă efortul de a le procura până în luna martie. În același timp, este adevărat că cei care vor procura după luna martie vor achita acești 12.000 de lei. Și aici trebuie să înțelegem cum se calculează costul poliței și modul de calcul este stabilit prin lege. Se calculează pornind de la salariul mediu pe economie
și la salariul mediu pe economie. Se aplică cele 9% care noi le achităm cu toții în calitate de salariați și asta generează un cost anual al poliției. 4.056 este costul poliției din anul 2014. Din anul 2014, în fiecare an costul poliției ar fi trebuit să crească pentru că creștea salariul mediu pe economie. Acum, întotdeauna a fost o decizie politică neinspirată de a nu interveni pe acest cost și asta a acumulat un decalaj enorm. Acum, anul viitor, noi o să facem o tranziție. Pe de o parte, vă spunem la toți că dacă cumpărați până în martie, o să achitați exact atâta cât ați achitat anul ăsta. O să aveți reduceri, deci pentru cei în agricultură, reducerea e practic din 90% din costul poliției. Dar este timpul să recunoaștem că poliția are un anumit cost. Și el trebuie calculat conform legii, legea nu am făcut-o noi, întotdeauna a existat și el trebuie aplicat. Noi am avut, de exemplu, am văzut situații când sunt companii, agenții economici care concediază toată lumea la începutul anului, toată lumea se duce și își cumpără poliță de 4.056 de lei, după care se reîncadrează în câmpul muncii și lor din salariu nu li se mai rețin 9%. Pentru că așa e regula, dacă ai poliță cumpărată și te-ai angajat, nu ți se rețin 9%. Și era tot felul de portiță care apăreau. Plus, supărarea cumva obiectivă a multor salariați și inclusiv sindicatele nu odată ne-au menționat acest lucru, că persoanele angajate achită 9%, iar, de exemplu, notarii, care au venituri medii de 70.000 de lei pe lună, achită, îmi pare că iau un beneficiu de reducere de 50%, dar chiar și fără reducere, 4.056 de lei, care este mai puțin decât achită un bucătar sau o educator în grădiniță. Da? Deci genera niște dezechilibre. Și de aia, anul viitor, an de tranziție, menținem până în martie costuri reduse, ca și anul acesta, fără nicio schimbare, iar după luna martie, cei care nu o să facă efortul de a o procura până luna martie, să achită mai mult, pentru că atâta costă poliția obiectiv. Și ultima întrebare pentru domnul ministru, să ne precizați încă o dată dacă va avea statul resurse suficiente pentru indexarea pensiilor, ați vorbit în spațiu public că ar exista anumite probleme legate de indexarea pensiilor raportat la inflația pe care o avem noi. Tot ce vă pot spune este că în contextul în care inflația este 33%, iar încasările la bugetul asigurărilor sociale de stat în acest an au crescut cu doar 14%, bugetul asigurărilor sociale de stat nu are resurse suficiente pentru a indexa pensiile. O eventuală suplinire trebuie să vină de la bugetul de stat, iar bugetul de stat este administrat de Ministerul Finanțelor, care acum finalizează bugetul și în funcție de posibilități, acum sau mai târziu, va veni și anunțul privind indexarea pensiilor. Trebuie să reieșim din situația care este și programele care sunt foarte costisitoare, de exemplu programul de compensații, care costă 5 miliarde de lei, care vin de asemenea din buget. Suntem într-o perioadă dificilă și trebuie să găsim resurse pentru mai multe programe ale statului și să avem o abordare echilibrată. Deci, știți să menționez că anul trecut noi am avut în octombrie indexare, dacă nu mă aduc bine aminte, de 5,5, după care am avut o majorare a pensiei minime de vreo 60%. În luna aprilie am mai avut o indexare de 14% plus 171 de lei, ceea ce înseamnă cumulativ pentru majoritatea o creștere de 20%. Pensia medie în ultimul an a crescut peste 40%. Deci am fost multe măsuri luate în ultimul an, orientate masiv către pensionari. Pensionari cu pensii mici. Pensii mici. Este important să ținem cont și de salariați. Da? Și să orientăm resurse prioritar, cred eu, începând cu anul viitor, pentru o anumită perioadă de timp, cel puțin, către salariați. Pentru ca să le menținem puterea de cumpărare, să le menținem în sectorul public, în primul rând, pentru și să ne asigurăm că oamenii rămân în țară și își păstrează locurile de muncă. Și aici ne așteptăm, cu bugetul care urmează să vină într-o săptămână, două, la niște creșteri importante pentru salariați. Și un pic să echilibrăm abordările care le-am avut până acum. Și sunt planuri la minister pentru 2024, în special pentru niște măsuri țintite spre cei mai săraci, spre cei mai bătrâni pensionari. Dar o să încercăm să avem și o abordare un pic mai echilibrată în următorul buget. Poate decât am avut-o pe parcursul ultimilor 12 luni, când am orientat masiv resurse anume către pensionari.
reprezentanții anumitor profesii, spre exemplu, ar fi dezavantajați pentru contribuția la asigurările sociale, este informație că există anumite, să spunem așa, dezavantaje pentru anumite profesii, pentru profesiile juridice, spre exemplu. Ei vor trebui să achite mai mult la contribuția fondului de asigurări sociale sau sunt anumite categorii de liberi profesioniști care, ca și în cazul asigurării medicale, contribuțiile sociale sunt în sumă fixă. Ei nu sunt defavorizați pentru că în fiecare an se ajustează aceste valori în funcție de ritmul de creștere a încasărilor în bugetul asigurării sociale de stat. Adică dacă, să zicem, contribuțiile salariaților cresc cu 14%, atunci și contribuțiile acestor categorii ar trebui să crească corespunzător. Deci dacă dumneavoastră vă referiți la avocați, administratori, administratori, la profesiile juridice. Deci profesiile juridice, anul viitor, la dânșii depinde de dinamica salariului mediu pe economie. Majorarea salariului mediu pe economie crește ușor și... Care e același lucru cu majorarea... Nu, nu scapă acum, nu este primă, este o contribuție în sumă fixă pe care ei o fac. Da, tranziția asta a avut loc vreo 2 ani în urmă, când s-a schimbat și s-a trecut la salariu mediu și a existat aceste creșteri. Și ele sunt în continuare, ele merg în continuare în ritmul creșterii salariului mediu pe economie. S-ar putea noi să explorăm, multe subiecte nu reușim pe toate odată, au anumite diferențieri între profesiile juridice, pentru că și veniturile lor sunt foarte diferite. Venitul mediu al unui avocat în Republica Moldova, vreau să vă spun că este foarte diferit de venitul mediu unui notar în Republica Moldova. Este circa de 7 ori dimensiunea diferenței. Mm-hmm. Administratorii de insolvabilitate și executori judecătorești, în general, sunt profesii foarte specifice, care necesită o abordare diferită. Numărul lor este foarte mic, accesul în profesie este foarte mic, sunt reforme care trebuie făcute acolo. De asta s-ar putea să fie necesar să diferențiem un pic între aceste profesii și să avem abordări care să țină cont de specificitatea fiecare. Dar pe din divers puncte de vedere specificitatea fiecare. Pe parcursul anului noi am avut și avem, de fapt, până acum, un grup de lucru în care participă reprezentanții Ministerului Justiției și reprezentanții acestor profesii, în care discutăm inclusiv posibilitatea ca pentru unele profesii să treacă la o contribuție în sumă procentuală, la fel ca salariații, din venitul pe care eventual l-ar declara. Deci sunt voci din sistem, în special avocații, care ar fi favorabile unei asemenea soluții. Deci e un proces... în proces de discuții și posibil să... Dar nu o să întâmple acum cu acest... Nu o să întâmple acum, e un proces continuu, da. Da, proces continuu de discuții. Mulțumim. Mulțumim. Mulțumim.